Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Duhul Sfânt să coboare asupra noastră și locuind în inimile noastre, să ne transforme în templuri ale Mâinii sale, ca astfel să devină în fața lumii întregi martorii Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, care împreună cu tine viețuiește și domnește, în unire cu Acelui Duh Sfânt în toți specii veci.
nimeni nu poate spune, Iisus este Domnul. Darurile Harului sunt diferite, dar totdeauna este același lucru. Slujirile în biserică sunt felurite, dar mereu este același lucru. Și lucrările sunt variate, dar pretutindeni este același Dumnezeu care lucrează toți. Fiecare primește darul de a arăta pe Duhul Sfânt spre binele tuturor. Să facem o comparație. Trupul nostru formează un tot, deși are multe modulare, iar toate modularele, deși sunt multe, nu formează decât un singur trup. Tot așa și Hristos. Toți, iudei sau păgâni, sclavi sau oameni liberi, am fost botezați într-un singur Duh ca să formăm un singur trup și același Duh a potolit sedea tuturor. Învățătura
ca să fie prin episcop Petru, cașcul fras preoț, cașcul și tineri, caminați la Sfântul Mir, iubiți frață Hristos. Comunitatea noastră, parochială de aici, de la catedrală, trăiește astăzi un moment deosebit. Voi, dragi copii și tineri, v-ați pregătit pentru acest moment, deja de mai mult timp, pentru că astăzi voi primiți Sfântul Mir, vreți să-L primiți, de fapt, de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a coborât asupra apostolilor și asupra mea Sfintei Ducioare Maria, în timp ce era un celator, așa cum am auzit și la prima lectură, dar așa cum v-ați pregătit pentru că această zi, cred că v-ați solicitat mai mult pregătirea voastră la catechism, ca să cunoașteți mai bine de Duhul Sfânt și să faceți un lucru deosebit în viața voastră. Și același mister al apostolilor, el spune că se renoiește astăzi aici, în comunitatea noastră. Se renoiește rusaliile. Duhul Sfânt se va revărsa din termenul darurile sale asupra voastră și va trebui, de azi înainte, să începeți o viață nouă, așa cum și apostolii care erau în cenacol, în acel moment fricoși, temători de oameni, la un moment dat, după ce l-au primit de Duhul Sfânt, au ieșit cu un curaj și au început să-L predice pe Hristos. Voi, astăzi, cu Sfântul Mir, vă angajați de un grup de mărturie, mai târziu, peste câteva momente, veți face povestirea de credință, veți mărturisi credința voastră și această credință va trebui să fie predicată, manifestată tuturor. Iar prin astăzi, comunitatea întreagă, de urmă cu părinții, de la parohie, de la parohie învecinate, de la seminar, părinții și nașii voștri și mulți alți credincioși participă la această bucurie a voastră. Și pentru că sunteți în centrul atenției, vom încerca împreună să facem o mică predică, să arătați tuturor care sunt de față, cât de frumos v-ați pregătit pentru acest moment. Și vom face un mic dialog la care vă invit să răspundeți, arătând astfel că v-ați pregătit frumos pentru această zi. Deci, primiți astăzi sacramentul Sfântului Mir, da? Da, nu? Da. Deci, primiți sacramentul Sfântului Mir. Câte sacramente ați mai primit până acum? Două, eu știu pe trei. Ați primit botezul, nu? Botezul prin care voi ați devenit copii ai Dumnezeu, ați devenit membri ai Bisericii, după aceea, înainte de Eucaristie, ați primit pocăința, sacramentul spovezii, care v-ați mărturisit pentru prima oară păcatele voastre și ați făcut din nou sufletele voastre loc pentru Iisus, care a venit la voi în Sfânta Eucaristie. Deci, iată că ați primit trei sacramente. Și astăzi primiți al patrulea sacrament, Mirul. Trebuie să-mi spuneți și mie ce este Mirul. Mirul? Sufletele voastre
este, așa cum se exprimă frumos Sfântul Apostol Paul în scrisorile sale, sufletele voastre sunt temple, tabernacule, unde locuiește Dumnezeu și unde s-a coborât Duhul Sfânt. Iată că același Duh Sfânt astăzi vrea să se coboare din merșug cu darurile sale. Câte daruri vă aduce? Șapte. Ia să vedem care sunt. Care doar este mai importantă în viața noastră? Frica de Dumnezeu pentru voi, Denise? Tot frica de Dumnezeu. Spun că toate sunt importante. Și frica de Dumnezeu, și înțelepciunea, și înțelegerea, și sfatul, și pietatea, pentru că aveți nevoie în viață de toate aceste daruri ca să vă rugați, ca să vă sfințiți, ca să vă îndepliniți datoriile pe care le aveți la școală, la casă, în societate. Iată că nu numai frica de Dumnezeu este foarte bun acest dar, să devine de Dumnezeu, dar și toate celelalte daruri sunt importante pentru voi. Duhul Sfânt astăzi, așadar, vine cu aceste daruri și dacă vă dea aceste daruri, voi trebuie să-i spuneți și mulțumesc, pentru că eu sunt datorită de la cineva, voi îi mulțumiți, nu? Și cum credeți că este bine să-i mulțumiți astăzi Duhului Sfânt că vă dă aceste daruri? Mai sau după aceea toată lumea. Cine știe să spună cum mulțumim Duhului Sfânt de darurile pe care ne le dă astăzi? Cuvântul că da? Dacă vă rugăm și mie. Aici vreau să aud acest răspuns, pentru că vreau să vă spun că Duhul Sfânt se coboară în sufletele noastre dacă noi ne rugăm. Apoi, dacă se coboară în sufletele noastre, ne trebuie să ne rugăm să-i mulțumim că a venit la noi. Sfânt, citim în Sfânta Evanghelie, când s-a coborât asupra lui Iisus, Iisus se ruga. Cum s-a coborât Duhul Sfânt asupra lui Iisus când a fost botezat în Iordan? Ca oameni de porumbea. După aceea citim în Faptele Apostolilor, că atunci când apostolii l-au primit pe Duhul Sfânt, am spus eu mai înainte, erau în rugăciune. Iată că și astăzi, noi suntem aici în rugăciune și așteptăm pe acest Duh Sfânt, dar să nu uitați că rugăciunea trebuie să fie totdeauna prezentă în viața voastră. Sfântul Părinte Papa povestește că atunci când era copil, cam de vârsta voastră, așa de 12-13 ani, era ministrant și cum sunt copiii, când vin la biserică, sigur, se mai uită pe pereți, se mai cântesc, mai vorbesc și spune Sfântul Părinte că într-o zi a fost văzut de Tatăl Său. Nu prea era cu minte în biserică, nu prea se ruga. De aceea l-a chemat într-o bună zi pe papa, care se chema Carol, cu numele de botez, și a spus, Carol, nu este frumos ceea ce face în biserică. Biserică trebuie să te rogi și mai ales să te rogi la Duhul Sfânt ca să te lumineze. Și povestește Sfântul Părinte că această lecție i-a prins foarte bine, pentru că de atunci El se roagă foarte intens, se roagă la Duhul Sfânt. Și dacă voi l-ați văzut vreodată de Sfântul Părinte la televizor, cred că l-ați văzut, da? Ați văzut și când a fost în România, nu? Vedeți deseori cum se roagă, cum este recules, este în contemplație, pentru că El permanent se roagă. Iată Sfântul Părinte care ne îndeamnă și pe noi atunci, dacă vrem să colaborăm cu Duhul Sfânt, să ne rugăm. Și am mai citit o povestioară, ca să vedeți că rugăciunea nu este grea de făcut. Un copil, spune povestioara, când ori de câte ori mergea la școală, dimineața sau se întorcea, intra în biserică. Și nu stătea mult. Deschidea ușa, băga capul un pic pe ușă și pleca. Părintele parul l-a văzut și a voie să știe ce este cu acești trengari, de ce vine și nu mai deschide ușa și pleacă imediat. Și într-o zi l-a întrebat, ce faci când mergi în biserică, de ce deschizi numai ușa și pleci imediat? Și l-a spus, eu îl salut pe Iisus. Și ce-i spune? Bună dimineața, Iisuse, sau bună ziua, Iisuse. Și au trecut mai mulți ani, preotul a fost mulțumit că acest copil face acest gest simplu, dar din inimă. Acel copil s-a îmbolnăvit și a ajuns în spital. Și a ajuns într-un salon unde erau mai mulți bolnavi.
Până atunci, bolnavii, ești înschitat, sigur, atmosfera păsătoare, o sufărântă de când a venit acest copil, totul s-a schimbat. Ce rugam, spuneam câteva lucruri din Evanghelie pe care le cunoștea de la școală, de la ora de religie, și într-o zi a venit și părintele Paru de data aceasta să-l viziteze. Cei din salon au povestit că este un băiat foarte cu minte, foarte bun, foarte credincios. Și l-a întrebat atunci parohul pe acel băiat. De ce? Care este secretul că ai adus această atmosferă plăcută aici pentru acel bolnav? Și a răspuns copilul în fiecare dimineață, de data aceasta vine Iisus și mă vizitează. Și ce spune? Îmi spune și mie, bună dimineața, George. Bună ziua, George. Așa se chema acel băiat. Povestioara vrea să vă spună că nu e nevoie să facem rugăciuni lungi, dar de multe ori este suficient să ne îndreptăm gândul către Iisus, un mic salut către Iisus, către Duhul Sfânt, ca să vă ajute și să rămână mereu cu voi. Dacă nu ne rugăm, sigur că Duhul Sfânt se întristează, spune Sfântul Apostol Paul. Noi trebuie să ținem foarte mult ca Duhul Sfânt, cu darurile sale pe care îl primiți astăzi, să rămână mereu cu voi. Și un alt lucru la care vă cheamă mirul, în ziua de astăzi, am auzit și la a doua lectură, dar lucrurile sunt felurite, fiecare primește o chemare. Chemarea deosebită pe care o adresează astăzi Duhul Sfânt este aceea de a aduce o viață sfântă. Vă place să fiți sfinți? Cui place? Ia să vedem, ridice mâna, cui place să fie sfânt? Deci, vă place tuturor. Și știți ce trebuie să faceți ca să fiți sfinți? Să vă rugați. Altceva? Să faceți fapte bune aici, am unde să nu supărați pe părinți. Altceva? Să-i mulțumesc lui Dumnezeu, să după căpire, să respectați porunci. Iată că știți deja secretul Sfințeniei. Când veți ieși din biserică, o să vedeți o pozică frumoasă, care vă cheamă la acest lucru. Nu vă uitați acum, dar când ieșiți din biserică, da? Acum vă uitați aici frumos, la această rugăciune, vină Duhul Sfânt. Sfințenia este așadar posibilă și vă spun și aici o povestioare. Într-o zi, un copil, mergând cu mama la piață, a trecut într-o biserică și marele biserici, catedralele, au fereste care se cheamă mitrale. Am fost la seminar și intrați în capela seminarului, vedeți acolo niște fereste colorate, care reprezintă de diferite imagini, sfinți, scene din idei pe Vechiul și Noul Testament. Din afară, nu se vede nimic. Și acel copil spune mamei, ce fel de fereste sunt acestea? Că sunt murdare. Și mama a spus copilului, nu sunt fereste murdare, sunt vitrale. Și hai să intrăm în biserică să-ți arăt ce înseamnă aceste vitrale. Când au intrat în biserică, au văzut ce au venit copilul, acel copil a văzut multe imagini frumoase, dar o imagine frumoasă i-a rămas întâlnită de unde i-a văzut un sfânt, era Sfântul Martir, din care tocmai brațele soarelui treceau și rămâcea acea imagine. Și atunci, mama copilului, la întrebarea copilului, cine este acel sfânt sau ce este un sfânt, mama i-a spus copilului, un sfânt este un om prin care trece lumina lui Dumnezeu. Este un răspuns foarte interesant, pentru că noi ne sfințim dacă lăsăm ca lumina lui Dumnezeu, ca lumina Duhului Sfânt, să coboare în sufletele noastre, să ne purifice de tot ceea ce este păcat, răutate și așa cum spuneați mai înainte, să dăm mai mult loc rugăciunii, să dăm loc faptelor bune, să încercăm totdeauna să îmbucurăm și pe părinți și pe mai mari noștri. Așadar, chiar prin Duhul Sfânt astăzi pe care îl primiți, vă dă 7 daruri, dar vă cheamă și pe voi, cum am spus, să vă rugați și mai ales să fiți sfinți, să vă sfințiți, așa cum mi-a spus voi, respectând acest program pe care îl cunoașteți foarte bine și de la părinți care vă învață totdeauna tinere, dar și de la biserică, de la orele de catechism sau de la predica pe care o ascultați în fiecare duminică. Și pentru că Duhul Sfânt ține totdeauna la noi, pentru că Duhul Sfânt face parte din viața
fără lucrul Sfânt, spunea Sfântul Apostol Paul la începutul lecturii a doua, fără lucrul Sfânt nimeni nu poate spune că Iisus este Dumnezeu. Iată că lucrul Sfânt este necesar pentru noi, ca noi să ne mărturisim credința, ca noi să facem aceste fapte bune, ca noi să avem curajul să mergem pe calea Sfințeniei și astfel să ajungem și noi adevărați apostoli. Știți ce au spus apostolii în ziua de Ierusalim după ce s-a coborât Duhul Sfânt asupra lor? Am auzit la prima lectură. Ce au făcut? Deci, primindu-l pe Duhul Sfânt în ziua de Ierusalim, au ieșit și au început să predice. Am auzit că vorbeau în diferite limbi și toți îi înțelegeau limba lor. Eu am văzut astăzi și voi ați cântați și ați vorbit în alte limbi. Deja se vede că Duhul Sfânt s-a coborât în limba asupra voastră. Ați început cu limba latină, da? Când ați vrut la formii din biserică, ați cântat cu ilat de Deo. Când vedeți, cântați de bucurie lui Dumnezeu. Înseamnă, ați venit în biserică, ați cântat Exsit Sacerdos, tot cu limba latină, iată marele preot, ați dat-o pe românește după aceea, ați schimbat-o pe grecește, ați cântat Kyrie Eleison. Kyrie Eleison este în limba greacă. Înseamnă, Kyrie, Doamne, iubește-ne. Ați trecut din nou la limba latină, ați cântat Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Dumnezeu, ați trecut la limba ebraică, după aceea, ați cântat Aleluia, care înseamnă un strigă de bucurie, sau Amin, tot în limba ebraică. Iată că astăzi ați vorbit deja cu patru limbi. Duhul Sfânt, care v-a făcut să cântați și să lăudați Duhul Sfânt deja aceste patru limbi. Sunt cântările bisericii, bineînțeles, dar vedeți că Duhul Sfânt, care i-a luminat pe apostoli, nu poate lumina și pe voi, cam totdeauna să puteți face, să vă luminiți datoria voastră cu curaj, așa cum au făcut apostolii. Chiar dacă nu o să vorbiți voi din străine, când mergeți acasă, totuși este limba iubirii, limba dragostei, a bunătății, a bucuriei, pe care trebuie să o vorbiți și să arătați tuturor astăzi că Duhul Sfânt va vizita darurile sale. Iubiți-mi Hristos, sigur că această mică discuție și întreținere cu copiii și tinerii care sunt aici, apoi să arate nivelul lor de pregătire și mai ales că sunt în centrul atenției, dar Duhul Sfânt pe care îl invocăm astăzi, sacramentul Mirului, se coboară de imersul asupra noastră a tuturor. Nouă tuturor ne reamintește astăzi că am fost și noi miruiți într-o bună zi când am primit de Duhul Sfânt cu darurile sale, când ne-am îngarat și noi pe calea Sfințeniei, pe calea Dulciunii, pe calea Trăirii Creștinești. Și astăzi, dacă din nefericire am uitat acele gusturi, acele hotărâri, iată că avem o ocazie bună ca astăzi, alături de copii și tinerii care sunt copii dumneavoastră, să ne reafirmăm din nou credința noastră în Duhul Sfânt și mai ales dorința noastră de a colabora cu darurile Duhului Sfânt. Pentru că noi avem nevoie în viața noastră de Duhul Sfânt. Noi avem nevoie în viața noastră de țară, în viața de familie, în societate, să colaborăm, să ne lăsăm pătruși de Duhul Sfânt. Că acolo unde este Duhul Sfânt, acolo este și înțelegere, acolo este și bunătate, acolo este și iubire, este și răbdare, este și stăpânire de sine, iată câteva daruri pe care ne le indică Sfântul Apostol Paul. Dacă noi ne deschidem din nou astăzi sufletele noastre, Duhul Sfânt, care este Dumnezeu adevărat, ne vizitează din nou și ne dă toate aceste daruri de care avem foarte mare nevoie în viața de toate zilele. Și continuăm mai departe, rămânând în atitudine de rugăciune, pentru ca Duhul Sfânt, care vom invoca imediat, să coboare din veșul și asupra voastră, dragi și copii și tine, și asupra dumneavoastră, iubiți credincioși. Amin. Dacă predică, acum urmează ca voi
voi, în fața noastră, în fața părinților și nașilor, în fața întregii comunități. Așadar, acum, dragi copii, cu multă atenție, priviți spre noi și cu mult curaj și bucurie, să răspundeți. Vă lepădați de Satana și de toate faptele lui și de toate ademenirile lui? Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Cred! Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și acum șade de dreapta Tatălui? Cred! Credeți în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care așa precum s-a dăruit apostolul în Rusia de Rosalii, îi se dorește astăzi în timp deosebit prin taina Sfântului Mir? Credeți în Sfânta Biserică Catolică, în părtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața cea veșnică? Cred! Aceasta este credința Bisericii. Aceasta este credința Bisericii. Aceasta este și credința noastră. Suntem fericiți că o putem mărturisi și noi suntem fericiți că o putem mărturisi în Iisus Hristos, Domnul nostru. În Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Prea iubiților, să rugăm pe Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, ca asupra acestor fii adoptive stele de sus, prin botez pentru viața veșnică, să trimită bunătate pe Duhul Sfânt, care să întărească cu valorile sale desfășurate și prin unterea sa să-i facă asemenea cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeule Atotputernic, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care din apă și din Duh Sfânt ai dat viață nouă acestor copii ai tăi, eliberându-i de sub jugul păcatului, Doamne, Tu însuți trimite asupra lor pe Duhul Sfânt, Mântuitorul. Dăruiește-ne lor Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, Duhul sfatului și al puterii, Duhul cunoștinței și al pietății și umple pe ei cu Duhul temerii de Dumnezeu, prin Hristos Domnul nostru. Cătălin primește pe cetea darului Sfânt. Pacea să fie cu tine.
Florin Alexandru. Florin Alexandru primește pecetea darului de Dumnezeu. Pacea să fie cu tine. Alexandru Sebastian. Alexandru Sebastian primește pecetea darului de Dumnezeu. Amin. Pacea să fie cu tine. Andrei. Andrei primește pecetea darului de Dumnezeu. Amin. Pacea să fie cu tine. Bogdan Marius. Bogdan Marius primește pecetea darului de Dumnezeu. Pacea să fie cu tine. Ia Nicoleta, primește pecetea darului Duhului Sfânt și pacea să fie cu tine. Alexandra? Alexandra, primește pecetea darului Duhului Sfânt și pacea să fie cu tine. Claudia Silvia? Claudia Silvia, primește pecetea darului Duhului Sfânt și pacea să fie cu tine. Alexandra? Alexandra, primește pecetea darului Duhului Sfânt și pacea să fie cu tine. Iulia? Iulia, primește pecetea darului Duhului Sfânt și pacea să fie cu tine. Andreea? Andreea, primește pecetea darului Duhului Sfânt și pacea să fie cu tine. Petronela? Petronela, primește pecetea darului Duhului Sfânt și pacea să fie cu tine. Cristina? Cristina, primește pecetea darului Duhului Sfânt și pacea să fie cu tine. Alina Simona? Alina Simona, primește pecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Elisabeta. Elisabeta, primește pecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Gianina. Gianina, primește pecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Ioana Anca. Ioana Anca, primește pecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Elena. Elena, primește pecetea darului Duhului Sfânt. Pacea să fie cu tine. Ioana. Mihaela, Mihaela, să fie cu tine. Mihaela, să fie cu tine.
Luiza? Luiza, de datul lui Sfânt. Pacea să fie cu tine. Și Gabriela? Gabriela, numește de cei de darul lui Sfânt. Pacea să fie cu tine. Și Oana? Oana, numește de darul lui Sfânt. Pacea să fie cu tine. Olga, Lina? Olga, numește de darul lui Sfânt. Pacea să fie cu tine. Thank you.
Sfânt pentru cele sfinte. Te rugăm, ascultă-ne. Care ești Duhul înțelegerii, vino și condune la tot adevărul, luminându-ne sufletul, pentru a putea crede mai mult, pentru a te cunoaște mai bine și pentru a participa mai rău în transitorul lui Hristos. Te rugăm, ascultă-ne. Duhul Sfânt, Duhul Tăriei, vino cu puterea ta dumnezeiască, întărește-ne voința și fă din noi martiri curajoși ai Hristos. Fii Tu tăria noastră în suferințele vieții, în lupta de fiecare zi între trup și spirit și fă să învingem orice obstacol pe drumul credinței. Te rugăm, ascultă. Vino, Duhul Sfânt, Duhul Științei, ajută-ne să descoperim prezența Ta în creație, în evenimentele istoriei pe care o conduci, în lumea în care trăim, ca și persoanele cu care conviețuim. Luminează-ne din interior, ca să putem recunoaște că Tu susții orice făptură, să ne cunoaștem pe noi înșine și creaturile Tale și astfel să putem urma Evanghelia lui Hristos. Te rugăm, ascultă-ne. Duhul Sfânt, Duhul Sfatului, vino în inimile noastre și Fiul Învățătorul, Inspiratorul și Conducătorul vieții noastre spirituale. Dăruiește-ne Spiritul Discernământului, prin care să putem deosebi inspirațiile Tale de ispitele lumii și, alegând mijloacele cele mai adaptate pentru a-ți sluji cu sfințenie, să devenim creștini maturi. Te rugăm, ascultă-ne. O Duhule Sfânt, Duhule Vlavii, coboară asupra noastră și fă-ne capabili de a ne ruga mereu după cum voiești Tu. Thank you.
fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Să-i zică, luați și mâncați.
celor săi zică, luați și veți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Oh,
binevoiește la pace în zilele noastre, pentru că am luptat de milostivirea ta să fim pururea libere de păcat și ferită orice tulburare așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai vis apostolilor tăi, pace, mă las vouă, pacea mea nouă, în privirea păcatele noastre și la credința bisericii tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi.
Doamne, rugăm, însoțește, te rugăm, Doamne, cu binecuvântarea Ta, pe cei care au primit fecita Ta lui Duhului Tău și taina trupului Fiului Tău, pentru că au vingând de dificultățile, să aducă bucurie și fericitare sfinte și să continui la răspândere în lume prin dragostea și faptele lor. Toate acestea sunt semne de bucurie cu ochii părinților noștri.
care m-au pregătit. Părintele Paru, Părintele Dar, personalul și surorile de aici și vă încurajăm să rămâneți așa mereu fericiți. Acum, la sfârșit, vom aprinde toți lumânările și vom cânta imnul nostru Marian Diocezan, dar și vom cânta bucuria acestei zile împreună cu Maica Domnului. Să vă mulțumim pentru vizionare.
care ne vin o viață nouă prin apa botezului și prin Duh Sfânt, vale de fia iubirii sale. Amin. De Fiul Său, născut să vă înferească cu puterea sa în mărturisirea adevăratei credințe, El care a promis că Duhul adevărului va rămâne pentru totdeauna în biserica asta. Thank you.